Asociația Filantropică Ortodoxă Sfântul Dimitrie din Giroc, în parteneriat cu Primăria Comunei Giroc, organizează sâmbătă 26 octombrie a doua ediție a Festivalului Recoltei. Evenimentul caritabil cu strângere de fonduri pentru persoanele nevoiașe din comună va avea loc începând cu ora 13 la Căminul Cultural din Giroc. Acest eveniment va fi prezentat și susținut de Daniel Buzdugan, alături de îndrăgiți artiști de muzică populară și ușoară, precum Carmen Popovici Dumbravă, Maria Milu Sorescu, Carmen Biruescu, Diana Selagea, Traian Jurchelea, Vanessa Jarja, Doriana Talpeș, Ionela Iova, Codruța Măgureanu, Monalisa Șufan, Alex Surdea, Dorian Rain, Ana Samuilă, Alexandra Samuilă, Anastasia Jumanca, Sara Vasilescu, David Crișan, Oxana Bologa, Codruța Măgurean, formația Floria Brothers, cu Galin și Daniela Iova, Ana Maria Moldovan, Lucian Oros, West Phoenix Cover, ansamblul folcloric Iorgovanu Comloșan, ansamblul Ghiocelul din Giroc, cu interpreții Loredana Sur și Bianca Opariuc, ansamblul Timișul, al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, corul de copii al parohiei ortodoxe Giroc, Nova Music. Pe lângă muzica bună, cei prezenți la festival vor putea degusta din cele 20 de preparate la ceaun, pregătite de bucătarii scusiți, sarmale, produse de patiserie și alte bunătăți. Acest eveniment este un moment de bucurie, recunoștință și solidaritate pentru comunitatea noastră. Obiectivul principal al acestui eveniment este strângerea de fonduri pentru construcția centrului de zi, centru conceput pentru a veni în ajutorarea copiilor și bătrânilor aflați în dificultate, inclusiv găzduirea temporară pentru victime ale violenței în familie sau ale abuzurilor, dar și pentru a susține proiectele noastre caritabile care se desfășoară deja, transmit organizatorii evenimentului.